venit, gazdelor, oaspeților. Mulțumim foarte mult că ați onorat invitația noastră. Ca de obicei, Sindicatul Liber al Navigatorilor știți foarte bine, în fiecare an acordă cadou de Crăciun din fondurile proprii copiilor navigatorilor, membrilor noștri de sindicat și facem această serbare de sfârșit de an cu toată lumea, inclusiv cu cei care, cu care colaborăm foarte mult în decursul anului. Vă mulțumim de fiecare dată, vă mulțumesc și acum, pentru că prin intermediul mass mediei ne putem face și noi politica noastră sindicală, ne putem face cunoscuți și face cunoscute chiar și opiniile noastre și încercările noastre de a ajuta și de a respecta drepturile navigatorilor din România. Aș vrea să vă dau doar un scurt raport așa pe anul 2013, special făcut pentru ziua de astăzi. Câteva date statistice, vorbim de navigatori, sunt aproape 11.936 fix, adică de navigatori care sunt activi în domeniul ăsta al siguranței navigației, vorbim aici de partea de siguranță navigației, sunt 8.472 de ofițeri, cu 200 de ofițeri aproape mai mult decât anul trecut și sunt 3.464 de nebrevetați, cu 81 mai puțin decât în 2012. Sunt 4.750 de membri de sindicat, cu 415 mai mulți ca anul trecut, aproape 40% gradul de sindicalizare, ceea ce înseamnă că anul ăsta am făcut aproape 4%, 4% mai mult membri de sindicat decât am avut anul trecut. Ținta noastră era de 5.000 de membri pentru 2013, am ajuns numai la 4.750, dar cred că este o cifră bună și cred eu că activitatea noastră i-a făcut pe oameni să înțeleagă că trebuie să aibă o activitate acoperită de o organizație reprezentativă la nivel mondial. Cum s-a realizat un grad mai bun de sindicalizare, vă spuneam, prin servicii mai bune, în sprijinul apărării drepturilor navigatorilor, mărirea bazei de negociere cu armatori, deci alți armatori care au intrat în contracte cu Sindicatul Liber al Navigatorilor. Pe lângă cei de sus, mai avem și câteva alte categorii de navigatori, și anume cei care au un contract semnat totuși la 2-3 ani de zile, sunt și ei aproximativ 3.000 de ofițeri și 1.100 de nebrevetați. Mai sunt cei care lucrează pe nave ro-ro și pasagere, aproximativ 10.000 de persoane. Și mai sunt și cei care nu-și mai renuiesc odată la 5 ani brevetele, sunt vreo 6.000 de persoane. În total, aproximativ 33.000 de navigatori, practic, avem an de an care se perindă, eu știu, sau odată la 5 ani care se perindă prin zonele de Ceronav, ANR, pentru prelungirea brevetelor și altele asemenea. Pe mare, ca să răspund la o întrebare, pe mare acum sunt aproape 6.000 de navigatori români care își petrec sărbătorile departe de casă și familii și vreo 4.000 de personal auxiliar. Începem acum și cu problemele. Navele abandonate în 2013, au fost 6 nave abandonate cu echipaje românești nu în integral, adică parțial și unele chiar full echipaje românești aici și sunt câteva nave Reme Pioneer, Diwale, Olympus, Aqua Hercules, Iron Manager. Chiar astăzi suntem în tratative cu armatorii și cu autoritățile pavilion să-i repatrieze pe navigatori. Și Sofia în Algeria. În total, aproape 43 de navigatori au fost în situații de abandon. Mai sunt și nave în lichidare, armatori care au intrat în lichidare neputând să-și plătească datoriile către bănci. Au fost 5 nave cu 56 de navigatori români, deci în anul 2013 vorbim, din care 4 deja s-au rezolvat, adică și-au primit salariile la zi și au fost repatriați. Al 5-lea echipaj este în tratative de a fi repatriat și au primit chiar astăzi, acum când vorbim, în bănci cele salariile până în luna noiembrie, din luna iunie restante, și probabil că în ianuarie îi vom aduce acasă. Nave reținute în zone cu în zone de piraterie cu român la bord niciuna, deci avem și un bilanț pozitiv, deci nu avem nicio navă cu navigatori reținuți în zona piraterie, zona Somaliei. Nave abandonate în portul Constanța 1, Cujva 1. Trecând la partea financiară, salarii recuperate de sindicat și de inspectoratul ITF
Anul ăsta chiar a fost un record, 2.349.000, aproape 2.350.000 de dolari pentru navigatori, dintre care vreo 130.000 pentru navigatori români și restul 1.520.000 pentru navigatorii străini care au venit în porturile românești. Cazul de neplată, ce am înregistrat la sediu anul ăsta, au fost 198 de navigatori individuali care au cerut ajutorul SRN. Au fost 11 nave cu full echipaj care au, sau parțial armate cu navigatori români care au cerut ajutor. Accidente și îmbolnăviri, 28 de cazuri. Decese, dispariții, 3 cazuri. Pentru anul 2014 ne-am impus să implementăm politica Mexico City, politica ITF Mexico City, un standard echivalent pentru toate sindicatele navigatorilor din lume. Se vor implementa pachete de servicii pentru navigatori, se vor încheia parteneriate între sindicatele care au armatori în țările lor și sindicatele care au forță de muncă în țările lor. Și aici noi vom fi unul din sindicatele, să spun așa, avantajate, pentru că va crește gradul de sindicalizare, fiind mai mulți navigatori români prinși în contracte internaționale legale. Asta înseamnă că sunt și membri de sindicat și clar înseamnă că vom avea un procent mai mic de nemembri de sindicat. Se vor organiza inspecții în cadrul campaniilor ITF regionale. Vom strânge relații între organizațiile noastre ale navigatorilor și dochierilor în toate porturile lumii și se va pune un mai mare accent pe cooperarea organizațiilor reprezentative ITF ale navigatorilor în zonele de interes. Avem și noi o campanie, Marea Neagră, sper să înceapă să funcționeze mai bine. Anul trecut am avut o campanie foarte activă, au fost chiar înregistrate unele progrese, s-au semnat contracte de muncă, armatorii știu că nu mai e de joacă Marea Neagră. Iată, porturile românești sunt deja porturi interzise pentru armatorii care nu plătesc salariile navigatorilor, pentru că aici oamenii își pot face dreptate. Cam asta este pentru anul 2013 și ce vrem noi în 2014, mulțumim la toată lumea, începem și un program de, colinde și pachetele tradiționale.